Astăzi un exercițiu cu mine. Aș vrea să te gândești în mod conștient astăzi la mama ta, indiferent dacă este sau nu este alături de tine. Vreau să te gândești la ea și să-i mulțumești pentru toate lucrurile incredibile pe care ți le-a oferit și să vezi pentru ce ești recunoscătoare. Eu îi mulțumesc mamei mele pentru toată răbdarea, pentru toată căldura, înțelepciunea, pentru toate valorile pe care mi le-a insuflat, pentru felul în care m-a învățat să tratez oamenii, pentru dragostea ei necondiționată și pentru tot ce este și pentru faptul că este cea mai bună prietenă a mea și mă acceptă cu tot ceea ce sunt. Pentru că s-au schimbat multe lucruri și dacă stau să mă gândesc la schimbarea pe care am făcut-o când am fost în India, a fost extraordinar pentru că am plecat o lună, deși am spus că plec o săptămână și mi-am închis telefonul, ceea ce în mod normal nu făceam, iar ea a avut încredere în mine. E adevărat, s-a gândit că mi-am schimbat religia, că am plecat și n-am să mă mai întorc, că cine știe ce s-a întâmplat cu mine, dar faptul că a avut încredere în mine și în alegerile mele a fost extraordinar. Iar la întoarcere am stat de vorbă și am povestit de toate lucrurile pe care le-am învățat, pe care le-am înțeles, de toate acțiunile pe care ea le-a făcut la momentul copilăriei mele și ce urme au avut. Și probabil că cele mai multe mame s-ar fi simțit foarte rău, s-ar fi simțit foarte prost, s-ar fi gândit că n-au fost niște mame bune. Dar mama a avut deschiderea și răbdarea să poarte aceste discuții cu mine și să înțeleagă ce s-a întâmplat cu mine la momentul respectiv și asta ne-a ajutat să ne reașezăm relația și să mă accepte cum sunt astăzi. Iar deschiderea ei și acceptarea ei și înțelegerea acestei situații pentru mine a însemnat extraordinar de mult și pentru asta îi sunt profund recunoscătoare. Și pentru că știu că cel mai bun cadou, cel mai prețios cadou pe care eu pot să-l fac mamei mele este să petrec timp cu ea, m-am gândit să-i fac o surpriză în acest sens. Ea încă nu știe despre ce e vorba și de-abia aștept să-i arăt. Mulțumesc, mama! Mulțumesc mult și te iubesc tare, tare!